Sunt Cristi de la Wolfpick. Am decis că astăzi să fac un episod dedicat predominant bărbaților, în care să vorbim despre lucruri simple care ne fac instantaneu să arătăm mai bine. I'm sexy and I know it. Primul lucru, și nu pot să-ți spun cât e de important, este următorul. Data viitoare când te îmbraci cu o cămașă, pantaloni, fie că sunt jeans sau nu, nu mai purta Adidas de alergat. Adică uite și tu cât de aiure arată chestia asta. Vezi, cămașă, pantaloni și asta. Ce este? Știi ce-i transmite asta domnișoarei cu care ești tu la întâlnire? Că ai ieșit cu ea la întâlnire în pauzele dintre maratoane și în orice moment ai putea să-i zbucnești în alergare. Asta nu e un mesaj bun de transmis, deci renunță la Adidas și ăștia. Al doilea lucru despre care ar trebui să vorbim îl reprezintă hainele pe care ți le cumperi. Un preț ridicat nu-ți garantează neapărat un produs de foarte bună calitate, ci doar adesea că plătești un brand. Așa că fii atent data viitoare când îți cumperi îmbrăcăminte la materialele folosite. Materialele de bună calitate garantează că hainele vor sta mai bine pe tine și în plus vor fi și mai rezistente în timp. Pentru că tot a venit vorba de materiale de calitate, mă voi referi aici un pic și la parfum. Renunță la parfumurile ieftine și optează mai degrabă pentru ceva un pic mai scump, de la un brand cunoscut. De ce îți spun asta? Pentru că parfumurile ieftine sunt de două feluri. Sunt fie cele care nu se simt, fie cele care se simt foarte puternic și intoxică pe toți cei din jur. Niciuna dintre aceste variante nu este o variantă bună. Dacă nu vrei să cheltuiești foarte mulți bani totuși, aș opta pentru un parfum Calvin Klein sau un Davidoff Cool Water. În fine, sunt niște parfumuri care nu sunt extrem de scumpe, dar care miros bine și sunt totuși discrete. Următoarea sugestie nu are nicio legătură cu shoppingul, dar e foarte important să o știi. E vorba de postura ta. E foarte important să stai drept. Faptul că stai drept te face să pari mai înalt, mai încrezător și în general te face să arăți mai bine. Dacă îți tragi umerii în spate și îți împingi înainte pieptul, pur și simplu o să arăți mai bine. E atât de ușor. Pentru câteva secunde am să vorbesc doar cu oamenii care preferă să poarte cămăși. Sunt multe feluri de cămăși, dar pentru moment am să le împart în două categorii. Sunt cele care se poartă în pantaloni și cele care se poartă pe afară. Ce e important să faci este să nu-ți cumperi o cămașă care se poartă în pantaloni și s-o porți peste blugi, arată foarte neîngrijit. Cum îți dai seama care cămașă e care? Uite, cele care se poartă pe deasupra pantalonilor, în general, tind să aibă linia asta aici. Nu sunt drepte, vin cu într-un fel de unghi. De asemenea, cele care se poartă peste pantaloni tind să nu atârne mai jos de linia fundului. Cele care sunt mai lungi de atât ar trebui purtate în pantaloni ca să nu ți iasă. Așadar, niciodată, dar niciodată nu mai purta o cămașă dreaptă care ți ajunge până aici, pe undeva, pe afară. Un alt detaliu, poate mai puțin minor decât cele de până acum, îl reprezintă ceasul. Cu toții știm cât e ceasul folosind telefonul, deci în esență nu avem neapărat nevoie de un ceas. Asta e ideea, când înțelegi un ceas să ți se potrivească cumva și de asemenea e foarte important să-ți asortezi ceasul cumva cu ținuta. Știi, spre exemplu, nu aș purta Invicta ăsta la un tricou și pantalon de training. Bine, în general nu cred că aș purta un ceas la pantalon de training decât dacă mă duc la sală. Un alt ceas pe care, de asemenea, nu l-aș recomanda la o ținută mai elegantă, îl reprezintă un ceas prea mare. Multă lume tinde să-și ia ceasuri de 45 și înspre 50 de milimetri diametru carcasei, acesta are 43, și ceasurile astea arată foarte ciudat cu o cămașă. În general, pentru o cămașă și un sacou ar trebui să optezi pentru un ceas simplu, de preferat cât mai plat, poate chiar cu o curea de piele. Și curele metalice mai discrete funcționează la fel de bine. Și bine, acum eu ți-am spus despre foarte multe lucruri și probabil că toți te gândești, dar de unde pot să-mi cumpăr eu ceasuri, parfum și așa mai departe? Și noi vom pune aici în descriere niște link-uri care să te ajute, dar aici intrăm într-o zonă în care trebuie să mai discutăm puțin, aceea de online versus offline când e vorba de shopping. În timp ce există multe produse pe care e ok să ți le cumperi online, pentru că magazinele online au și o varietate mult mai mare decât magazinele fizice, totuși sunt produse pe care ar trebui să le probezi întâi, spre exemplu ceasurile, că vorbeam despre ele. În caz că acum îți începi colecția de ceasuri, ar trebui să te duci întâi într-un magazin, să nu-ți cumperi cumva un ceas prea mare pe care apoi să-l regreți. La fel parfumurile. Dacă nu știi exact ce parfum vrei, ar fi mult mai ok să te duci într-un magazin fizic și să verifici dacă ți se potrivește aroma. Sunt parfumuri care pur și simplu nu îți vor plăcea și sunt parfumuri care ți-ar putea plăcea foarte mult, dar nu ai de unde să știi acest lucru până nu le încerci. La fel și la haine. Eu cred că până nu te obișnuiești cu o anumită marcă sau un anumit producător atât cât să comanzi online, ar trebui totuși să le probezi, să vezi cum îți vin. Ideea este că în timp ce în magazinul ăla găsești atât varietate cât și, sigur, prețuri mai mici pentru că nu trebuie să plătească o chirie, sunt opțiunea comodă după ce știi exact ce vrei.
te-ai hotărât la parfumul tău preferat, la un stil de ceas, la anumite haine, atunci e foarte ok să-ți cumperi online, pentru că economisești timp și adesea și bani. Altfel îți recomand să te duci în magazine și să arunci o privire acolo până îți faci o idee destul de clară asupra lucrurilor care îți plac. Totuși, deși magazinele fizice sunt adesea mai scumpe, poți să beneficiezi de reduceri și noi la Wolfpeak cu asta ne ocupăm, îți căutăm reduceri și în fiecare săptămână avem articole noi cu reduceri din diverse magazine, atât online cât și offline. Așa că în fiecare săptămână te vom ajuta să găsești cele mai bune prețuri pentru cumpărăturile pe care urmează să le faci. Mi-ar plăcea să mai discutăm despre aceste teme și putem să facem asta în secțiunea de comentarii oricând și te aștept cu drag. Totuși, acum va trebui să fug, pentru că lucrez la un episod special în care voi pleca în excursie cu cel mai cool hatchback, zic eu, din momentul de față și cel mai cool hatchback cu un preț senzațional. Și despre asta vom vorbi în episodul următor. Până atunci, nu uita, shop, share, repeat. Și dacă ți-a plăcut acest material, poți să-l distribui mai departe, like, subscribe, orice vrei tu, sau chiar lasă-ne un mesaj și putem discuta mai mult acolo.